polul nord, unde veșnic de iarnă, înconjurat de vânturi și ceață, se înalță nemuritor paratul lui Moș Crăciun. Vreau să vă spun acum tuturor povestea plină de har a moșului și cum a pornit el și anul acesta la drum. Iată-ne chiar în palatul cu pricina. Dar nu veți avea de suferit frigul și cerul polar, pentru că înăuntru e cald și bine. Bună ziua! Ce faci? Vai, dar se face târziu! Și nu voi avea timp să împachetez toate aceste cadouri. Pe toate acestea le-am făcut eu timp de un an întreg. Acum ce-i drept, nu le-am făcut chiar eu pe toate. M-au ajutat și ceilalți pirinuși. Sau, pe cele mai complicate, cum ar fi mașinuțe, avionașe și trenulețe teleghidate, le-am comandat chiar eu de la producătorilor. Și am făcut și lista lui Moș Crăciun, uitați! Trebuia să aflu ce-și dorește fiecare copilaș. Voi ați scris lui Moș Crăciun. Dacă n-ați făcut-o încă, grăbiți-vă că moșul vine de tată. Dar voi știți să scrieți. Ei, mă bucur dacă știți. Dar dacă nu știți, vă rog să faceți, să o scrieți cât mai repede. Dar dacă nu, s-o rugați pe mama sau pe tata să vă ajute să o scrieți, căci eu trebuie să mă trec imediat aici, Felicită. Vai, ce bine că m-ai lăsat să dorm, spiridușule! Că mă așteaptă o noapte lungă și un drum lung și greu. Moșule, abia aștept să pleci, nu? Ei, nu chiar la toți, la o mică parte din ei. Păi cum la o mică parte, Moș Crăciun? Și eu, de ce ți-am făcut lista asta cu toți copiii și cu toate cadourile la care visează? Ce listă? Sper că nu mi-ai greșit-o, că am trecut. Ți-aduci aminte ce s-a întâmplat? Mă duc la o fetiță și duc o păpușă dolofană cu bucle aurii, care zicea și mama, 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 ia o aruncă cât colo și îmi spune: Moșule, tu nu știi că mie trebuie o păpușă Barbie? Păi Moș Crăciun, nu spusesem să-i explici că fabricanții lui Barbie ne-au trimis marfa mai târziu. Să-i duci păpușica anul acesta, ce o să fie? Ba nu o să-i duc nimic, copii răi! Oh, m-am hotărât, anul acesta nu mai merg la toți copiii. Păi cum se poate, Moș Crăciun? După atâția mii de ani te lași pe gubaș? Chiar acum ți se pare că e momentul să renunți? Păi eu ți-am spus-o de mai mulți ani. Dar tu nu și nu și mă convingi, de fiecare dată mă faci să mă răzgândesc. Păi te... Și să promit că mă duc la toți copiii. Păi te rog să-mi promiți și iarul acestea. Uite, sania e gata și e cărcată cu aproape toate cadourile. O să te duci cu cadourile la toți copiii, nu? E... Dar copiii răi, ia stai puțin aici jos, dar copiii răi, de ce să merite cadouri? Moș Crăciun, știi că nu există copii răi, toți copiii sunt buni. Da? Păi dacă e așa, atunci de ce strică jucăriile? Vai, Moș Crăciun, din curiozitate, ei vor să le afle secretul. Cine strică astăzi o mașinuță de jucărie, când se va face mare, va construi una adevărată. Măi, iară mă e la coarda sensibilă. Dacă învățat cum e? Unii copii învață bine, alții nu. De ce nu învață toți? Păi moșule, să-ți explic. Fiecare copil învață, pe când unii au mâini nemânatice, dar nu se descurcă cu cartea. Alții au mâini nemânatice și se descurcă și cu cartea. Dar fiecare copilaș are partea lui bună. Iară mi-e înduioșez inima. Dar stai să-ți mai spun ceva. Am mai fost la un băiețel.
i-am dus un ursuleț. Și el a râs de mine. A râs de Moș Crăciun. Și mi-a zis: moșule, tu nu înțelegi că eu am nevoie de un calculator și că de unul adevărat, nu unul de jucărie. Moșule, sper că nu l-ai șterg de pe listă. Era cât pe ce? Aici a fost o greșeală. Mama lui mi-a dat o informație greșită. Ea vroia să vadă tot jucându-se cu jucăriile, nu cu calculatoarele. Dar acum, băiețelul a câștigat un concurs foarte important de informatică. Și ghiși ce? I-a pregătit un calculator nou-nou, ultima generație. Ei, bine, bine. M-ai convins. Anul acesta mă duc la toți copiii. Toți copiii vor primi cadouri. Dar dacă mă mai supără vreunul, îl șterg de pe listă. Și nici nu mai stau de vorbă cu tine. Deci, moșule, mergi la toți copiii? Da. Hai, moșule, să știi că sunt foarte bucuroasă și să le transmit salutări din partea mea și doar gânduri de bine, bine? Bine, dar tu vezi? Să te apuci să faci lista pe anul viitor și jucăriile, pentru că anul trece ca o clipă. Să nu stai să le nevești. Îți promit. Și dacă mai sună copii, să-i le spui să stea liniștiți, că moșul se duce la toți copiii să ducă cadouri. Bun, Moș Crăciun, să ai o bântă!